Ce interesant e limbajul nostru uman, mai ales când ne trudim să exprimăm lucruri mai mult sau mai puțin cunoscute. Iisus e prea bun, Iisus e prea blând, nu? Ar fi un superlativ al bunătății și al blândeții. Însă pare să arate și a greșeală. Că dacă e mai bun decât trebuie, înseamnă că e greșit. Cum credeți voi? Iisus este mai bun decât trebuie cu voi? Sau cum credeți? Iisus Hristos e mai blând decât trebuie cu oamenii? Nu știu să răspund la întrebarea asta, să nu răspund. Poate că în seara aceasta, depănând mesajul ales, vom pricepe această prea multă bunătate a lui Iisus, prea multă blândețe a lui, prea multă dragoste, poate. Dragii mei, vă spun pentru încă o dată, bună seara și bine ați venit în locul acesta. Și așa cum afară plouă și sau a plouat și toate se hrănesc pentru ca să explodeze la viață și la frumusețe, aș vrea în seara aceasta, în atmosfera ciudată a sufletului meu și a sufletului tău, cuvântul să fie ca o ploaie de primăvară, ce să producă în mine și în tine această explozie a unei bucurii spre viață. Și odată erupt această stare lăuntrică, să facă din mine și din tine exact ceea ce ne dorim. Altfel de oameni, oameni așezați, oameni cu speranța și cu certitudinea că ceea ce trece va trece și ceea ce e de rămas va rămâne. Adică lumea cu ce este a ei va trece, iar cerul lui Dumnezeu și mântuirea lui va rămâne în veac. Dumnezeu să vă facă parte de certitudinea aceasta. Amin. Aș dori să citim împreună din nou în Psalmul 90 acest pasaj. De acum ar trebui să-l știm pe de rost. Poate că deja vă plictisesc aceste cuvinte, poate că nu, însă știți cum este, după o vreme, o să fie, vă fie dor să le mai auziți. Chiar mie o să-mi fie dor să le mai citesc. Cu pași repezi ne ducem către sfârșit, nu? Unii dintre noi au mai obosit, alții ne ținem tari, însă mai avem câteva întâlniri și ne despărțim din punctul acesta de vedere. Însă nu uita, te vor urmări ani de zile, ani de zile te vor urmări gândurile, dacă ai ști ce înseamnă viață. Ce n-ai face? N-ai rupe nicio petală de păpădie. S-ar putea să pretind într-una din seri să vedem dacă știe cineva toate radicalele de la fiecare seară. Complicat. S-ar putea nici eu să nu le mai știu. Da? Bine, da. Dacă unul e mai esteț și mai ager ca mine la minte, Dumnezeu va fi atent la asemenea oameni. Citesc. Toate zilele noastre pierde urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet.
Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucru cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, că-și trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale, Doamne, și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă oamenii de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. Ce vulcanic e pasajul acesta al Scripturii, nu? Vulcanic. Așa, după câte am învățat eu la școală și ați învățat și voi, poate unii mai mulți, nu? Lava aceea fierbinte care mișcă undeva în inima pământului și clocotește și zile, ani, își pregătește forța și cei de afară stau, parcă bănuiesc că ar fi ceva în interior, parcă nu, parcă ar fi la voia întâmplării, parcă ar fi la decizia lui Dumnezeu, o groază de încurcături ale minții umane și într-un ceas neașteptat, într-un ceas în care nimeni nu presupune că s-ar putea întâmpla ceva, erupe acea lavă fierbinte, se aruncă spre văzduh și cade apoi, distrugând tot ce e în jurul ei. Nici nu știi dacă aici este vorba de un vulcan care erupe sau de un vulcan care se retrage înapoi. Mi-ar place să văd în pasajul acesta un vulcan care se retrage înapoi. Toate zilele noastre pierd, vedem cum ni se duc anii, totul trece ca un sunet, unii trăim atât, alții atât și poate degeaba. Mândria noastră este una singură, trudă și durere, zburăm. Și parcă acum se retrage înapoi. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Dacă ai ști ce este viață, te-ai întoarce înapoi. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, mergi spre ținta care ți-ai pus-o. E așa de... ajungi în viață în stări așa de necontrolate. Te duci câteodată și urci pe o clădire foarte înaltă și când te uiți de pe balcon și vezi cât e de departe până jos, parcă te trage capul în jos. Și te trage, mă duc de aici, că cine știe, poate îmi vine prin cap și săr. Nu? N-aveți așa, poate numai eu. Da. Așa, și stai și te uiți așa, e foarte ciudat, nu? Și există așa în viața noastră, am pornit pe un drum așa și simțim cu câtă forță de atracție, suntem atrași, mergem spre moarte. Și de atâta stres și de atâta grabă și de atâta încurcătură, niciunul nu ne oprim. Dar dacă ai ști ce înseamnă viață, te întoarce înapoi. Procesul acesta, care nu există fizic din cunoștințele mele, ca un vulcan, te retrage înapoi. Mesajul acestei seri, dragii mei, are titlul De bunăvoie și voia lui. Și revin la aceste cuvinte din Psalm: învață-ne să ne numărăm bine zilele. Există foarte multe metode de a număra zilele.
Un mod popular de a număra zilele este formulat într-o zicătoare, pe care unii o știți, poate alții nu o știți, și vreau să vă spun. Zice așa, luni e lunei, o sărbătoare. Marți e macovei, altă sărbătoare. Miercurea e de mers la târg. Joia e de târguit. Vinerea e devenit. Miercurea, sâmbăta, pardon, e de odihnit. Duminica până la popa om alerga. Părinte sfințenia ta, sărbătoare azi orba. Și știți răspunsul, da? Mi-am un pic complicat să-l zic. Dar dacă nu-l zic cum e zic, ala nu mai rimează, știi? Și părintele răspunde, da? Du-te acasă, omleneș, dar e un alt cuvânt, doar știi bine că e sărbătoare. Da? Unii așa-și numără zilele. Ce înseamnă să-ți numeri bine zilele? Vedeți, viața noastră este împărțită în două câteodată. Și zicem că sunt lucruri care le facem, că suntem obligați, și sunt lucruri pe care le facem de bunăvoie. Ar fi cineva, să zic așa, nu curajos, dar să aibă în minte să poată da un exemplu de un lucru de bunăvoie pe care îl facem în viață. O să ziceți, dar sunt așa de multe. Dar dați-mi un exemplu de un singur lucru care îl face cineva de bunăvoie. Fiecare mintea lui zice că atâtea sunt de numai. Nu? Cum? Mă ascultați la predică, de bună voie, să o crezi tu. Nu e de bună voie. Acolo în lontru ceva te roade. Că n-ai stat tu să strigi o oră jumate la tine, dacă ar fi de capul tău, da. Ceva. Nu? N-ați avut unii înainte de a pleca de acasă? Bă, nu mă mai duc astăzi, că iar are treabă cu bărbații, cine știe ce ne face iarăși și ne spune, nu mă mai duc în seara asta. Nu? Și unii au reușit, dar alții nu. Nu. Or fi lucruri pe care le facem de bună voie? Păi de bună voie mă curg la amiaz. De bună voie. Zici tu că de bună voie, dar iarăși, ori n-ai dormit azi noapte, ori... Când m-am căsătorit, la mine a fost mare problemă treaba asta. M-am căsătorit, nu, a trecut o zi, două, atunci că nu m-am deșteptat cu bine, și în a treia zi, pe la unul la amiaz, nevastă mea zice că la culcare. Cum să mă culc, la unul la amiaz? Păi stai un pic. Nu-ți nebun de dormit să... Și poți să te pui la amiaz, te culci. Exista așa ceva în satul meu, în Solovăstru. Da, ce... la culcare. Și pe urmă am aflat că, de fapt, la amiază e somnul de frumusețe. Și de când m-am însurat, regulă, la amiază te pui și dormi 40 de minute. Bine, eu nu rezist să dorm 40, dorm 2 ore, da. și care cu legea lui, dacă te-o mai pus să mă culc, lasă-mă să dorm liniștit, nu 40 de minute și gata. Lasă-mă să mă fac chiar frumos, nu numai câte un pic, știi? Dar nici măcar la amiază nu dorm de bunăvoie. Că pe mine m-a pus și pe tine cineva te pune. Nu știi încă cine, dar cineva de bune să dorm, nu? Lucruri de bunăvoie. Iubiții mei oameni, aș vrea în seara aceasta să abordăm o problemă foarte serioasă. Este cu mult mai serioasă decât veți încerca să deduceți cei care cunoașteți problema. Și la fel de cu mult mai serioasă este pentru cei care nu o cunoașteți. Vedeți, în viața mea și în viața ta se întâmplă unele lucruri care noi le numim că sunt de bună voie.
Însă asemenea lucruri chiar nu există. Zici că mănânci de bunăvoie, dar nu mănânci de bunăvoie. Mănânci fie că ți-e foame, fie că ești bolnav. Ăla care mănâncă de bolnav, pare că mănâncă de bunăvoie, că mănâncă tot timpul. Dar nu, mănâncă pentru că e bolnav. Și observăm în viața noastră că alegem să facem unele lucruri pe care le numim de bunăvoie. Abia aștepți, de exemplu, să fugi de acasă, ești tânăr, și să fugi de acasă să te duci tu cu cineva la un film, pentru că ai senzația că te duci de bunăvoie. Dar nu te duci de bunăvoie. E cineva care îți pretinde să te duci la film. Abia aștepți să scapi din carcasa aceasta a casei tale, a părinților tăi și a autorităților, să ai banii tăi ca să-ți cumperi ce vrei tu, de bunăvoie. Dar nu-ți cumperi de bunăvoie. Pentru că în orice magazin intri și ceea ce cumperi nu-i de bunăvoie. Dacă stai și judeci puțin, vei observa că ești silit de anumite situații să cumperi ceea ce cumperi. Și dacă faci pași mai înapoi, vei observa că este în spatele acestui mecanism cineva care te silește să cumperi. Nu e de bunăvoie. Decizi, zici, domnule, de bunăvoie să faci un anumit lucru. Și așa pare. Parcă tu ai fi factorul decisiv și care alegi în situația respectivă. În realitate, dacă te analizezi pe tine și urmărești, vei vedea că în spatele deciziei tale și acțiunii tale, cineva te-a silit să faci. Așadar, în final, dragii mei, veți observa că lucrurile vieții noastre se împart în două. Cele numite de bunăvoie și cele numite după voia Lui. Și în general, tot ceea ce numim noi de bunăvoie, de fapt sunt lucrurile pe care decidem, le alegem și le facem pentru că ne silește Satana. Și dacă facem un cântar în viața noastră, vom observa un lucru foarte interesant, că majoritatea activităților din viața noastră, potrivit felului cum gândim, le facem de bunăvoie, adică după legea și voia lui Satana. Și foarte puține sau deloc sunt lucruri care corespund voii Lui, adică a Lui Dumnezeu. Și în acest dezechilibru atât de evident și de strigător la cer, întreb, ce așteptări putem avea? Dacă ai ști ce înseamnă viață, te întoarce înapoi. Este cel mai complicat lucru în trăirea cuiva. Pentru că se întâmplă un proces foarte ciudat. L-am observat pe anumite segmente ale unor oameni. Te duci câteodată fără să judeci și iei niște bani împrumut. Și după aceea îți dai seama că nu poți să-i dai înapoi. Care e primul gând care îți vine? Nu să te duci să spui că n-ai, ci te gândești de la cine ai putea să iei ca să-i dai pe ăștia înapoi. Și iei de la altul. Și dai pe ăștia înapoi. Dar tu n-ai rezolvat problema. Tu ai făcut ruptura mai mare. Prin niște împrejurări, suma crește. Iei de aici, te dai acolo, iei de aici.
Și am observat că nu le mai poți opri. E foarte greu să te oprești și să o iei înapoi. Iubiții mei oameni, când noi în viață facem lucruri de bunăvoie, ele de obicei sau întotdeauna sunt ascultări de legea diavolului. Iar ca să te întorci înapoi de pe drumul acesta, este extrem de greu. Cei mai mulți dintre noi vom căuta o mie și una de soluții ca să ieșim cu față curată pe acest drum. Dar vreau să vă spun că putem să găsim un milion de soluții cu față curată, n-avem cum să ieșim. Cu față curată se iese numai venind înapoi. Am să încep să intru acum în sufletul tău și în sufletul meu printr-un exemplu care va zgudui credința mea și credința ta. Dar, dragii mei, nu putem decât cu degetul pe rană. Vă pun o întrebare. De ce sărbătorim noi Crăciunul? De ce? Vă spun eu, de bună voie. Vă dau această carte. Și arătați-mi într-un singur loc că eu sau tu trebuie să sărbătoresc Crăciunul. Ca să nu vă chinuiți, vă spun eu, nu există nici măcar aluzii. Iar noi îl sărbătorim frumos, cântăm frumos, ne rugăm frumos, de bună voie. Dar de bună voie e o problemă și voia lui e altă problemă. Și nu sunt două probleme separate, ci sunt două probleme într-un conflict absolut. Și nu sunt două probleme complementare, ci sunt două probleme în război. De bună voia mea este întotdeauna într-un război deschis cu voia lui. Pentru că așa zisă, de bună voia mea, este de fapt o ascultare de voia celui rău. Eram odată acasă și am crescut într-o familie de oameni credincioși. Cam fiecare casă, probabil, femeia vorbește foarte puțin și foarte mult, pardon. Și bărbatul vorbește și el din când în când. Și așa era și în casa în care am crescut eu. Mama vorbește de dimineața până seara. Tata, câteodată. Și la un moment dat, cineva a cerut ceva de la noi, nu rețin detalii. Cert este că a venit rândul să zică tata ceva. Și zice, mă, fulare, cine a pus, mă, pe tine să faci treaba asta? Și mama așa, mirată, ce am făcut? Păi de ce ai făcut? Păi și tata, nu zice Biblia că să iubim și să... Și zice tata următoarele cuvinte. Nu-i niciodată. Un analfabet, n-a făcut nicio zi de școală. Zice, în Biblie scrie să iubești pe aproapele tău ca pe tine, nu mai mult. Noi credem că
cine știe ce îngeri suntem că îl iubim mai mult. Dar aia nu e ascultare de poruncă. Aia e de bună voie. Aș vrea să intru un pic mai în sufletul tău. Zice aici, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Nu? Adică cum? Cum să le numere altfel? Că oricum ne-ai zice, tot îți numai 7. Ce înseamnă să știi să-ți numeri bine zilele? Câte zile ai în viață de pierdut? Sau câte îți poți permite să le omori, să nu existe? Câte din ele sunt de bună voie și câte din ele sunt după voia Lui? V-ați pus vreodată întrebarea aceasta? Dacă ar fi să reduc toate zilele vieții mele și ale tale la o săptămână, câte din zilele acestea sunt de bună voie și câte sunt după voia Lui? Sau cum ar arăta o zi din săptămână pentru mine, cum ar arăta o zi de marți de bună voie și cum ar arăta o zi de marți după voia Lui? V-ați întrebat vreodată? Iubiții mei oameni, nu există lucruri de bunăvoie. Ce vrem noi să numim de bunăvoie, ei sunt lucruri pe care le facem după voia celuilalt. Vedeți? Te duci și lucrezi. Și ai ceva de lucru. Mă dau pe mine exemplu. Și mă apuc seara la 8 și studiez, mă apuc și scriu, am acum determinat niște cărți de scris, nu mai ajung la capăt cu ele și lucru și se face 11, se face 12, se face 1, se face 2, se face 3, se face 4. Și la 4 zic, da, mă duc de bunăvoie să mă culc. Mă duc de bunăvoie? Păi de adevărat, mă duc de bunăvoie? Nu. Mă duc după voia cui? Vă rog să fiți foarte atenți la detalii. Avem noi expresia pe care ne-o putem culege și din Scripturi, dacă vrem, și sună mărinimos. De bună voie îl ascult pe Dumnezeu. Nu. Sau avem noi expresia de bună voie iubesc. Nu. Voia Lui pretinde să iubești, e poruncă. Voia Lui sau legea Lui pretinde să asculți în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Deci când eu afirm de bună voie, nu, e după voia Lui. Iar când pe de adevăratele fac lucruri de bună voie, sunt după voia celui rău. Acum mai nou se luptă omul secolului 21 pentru libertatea copiilor. Și au descoperit că dacă vrei să fii om pe de adevăratelea, copiii nu mai trebuie educați. El trebuie să crească el de bunăvoie.
și am fost blamat. Și mi s-au tras multe cucuie în cap, când într-o sală imensă cu peste 1000 de oameni am ținut slujba generația boilor. Cei care au fost încurajați să crească de bună voie. Nu există de bună voie. Dacă iei o săptămână și o lași așa să meargă după metrica ei, zici tu, observ că unii dintre oameni se opresc joi seara și de bună voie zic, mâine e vineri și mă odihnesc. Alții, pentru că au avut săptămâna întoarsă pe dos, se opresc luni seara și marți își iau liber de la servici și zic, de bună voie mă odihnesc. Alții se opresc sâmbătă după amiază și zic, am muncit destul, de bună voie, mâine mă odihnesc. Alții se opresc vineri după amiază, își fac toate în regulă în casă și zic, mâine sâmbătă, de bună voie mă odihnesc. A cui voie o fac ăștia toți care v-am spus? Ați vrea să îi împărțiți în două, așa? Să nu îi împărțiți, că dacă îi împărțiți în două, sunteți fățarnici. Toți aceștia pe care vi-am spus, fac de bună voie, de fapt, voia diavolului. Când Dumnezeu poruncește să-i cer lui să te învețe să-ți numeri bine zilele, îl interesează, dragul meu, să renunți la orice lucru de bunăvoie și să îți însușești o existență care pică sub jurisdicția voii lui. Punct! Este singurul caz în care tu prosperi spiritual și pui paradigma existenței tale eterne. Ai nevoie să te odihnești, dar e diferență când alegi să te odihnești de bună voie și când te odihnești după voia Lui. Aș vrea să vă citesc câteva cuvinte, pentru unii poate că noi, pentru alții simțiți așa că sunteți atât de bine informat și atât de bine cu ele la zi, încât e derizoriu să mai fie citite. V-aș sfătui să nu luați așa. Zice așa. Atunci, Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău,
nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Ce diferență între de bunăvoie și voia Lui? Normal că trupul acesta a fost făcut de Dumnezeu într-un anumit fel și simți că te prăvălești, te dărâmi. Și de bună voie decizi să te oprești. Poate într-o zi de marți, poate într-o zi de vineri, poate într-o zi de sâmbătă, poate într-o zi de duminică și continuă lista. Iubiții mei oameni, când rostește cineva cuvântul sabat, să țină minte că rostește numele lui Dumnezeu. Iar sabat nu înseamnă de bunăvoie, ci înseamnă de voia Lui. E adevărat că 7 miliarde de oameni merg încolo, dar dacă ai ști ce înseamnă viață, te întoarce invers. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, mergi în aceeași direcție. Învață-ne să numărăm bine zilele. Dragii mei, mai întâi, cu tot respectul și considerația care aș putea să o am față de mine, și apoi cu toată onoarea și considerația care pot să o am față de tine, vreau să știi un lucru, că pe Dumnezeu nu-L interesează nici o inițiativă de-a mea sau de-a ta. Nici una! Pe Dumnezeu, datorită dragostei nejustificată în mintea noastră umană, pe care o are față de tine și față de mine, îl interesează să trăiești după voia Lui ca să te mântuie și să-ți dea veșnicie. Iar una din lucrurile, pe lângă cele care le-am amintit în fiecare seară până în seara asta, care împarte lumea în două, este sabatul pe care Dumnezeu l-a poruncit să-l sfințesc eu și tu. Nu de bunăvoie, ci după voia Lui. Nu de bunăvoie în zilele în care îmi plac mie, ci după voia Lui când El a spus că trebuie. Puneam acum o jumătate de oră întrebarea: de ce sărbătorim Crăciunul? Nu? Și fiecare ați avut dubii în a răspunde, pentru că n-ai cum să zici ceva rău. Păi îți dai seama, te bucuri că s-a născut Mântuitorul Hristos, te bucuri că Fecioara Maria a fost de acord să nască pe Mântuitorul, te bucuri că
că e o zi de sărbătoare și poți să primești cadouri și să oferi. E totul la superlativ. N-ai cum să-ți permiți să spui ceva de andoasele. Însă tot frumosul acela, dragul meu, este de bună voie. Dă, îngăduie-mi să intru până în cameră la tine. Și iartă-mă dacă intru cu bocanci. Dar nu-i nimic mai frumos pe pământ decât să-ți aduci aminte că Hristos a înviat ca primă pârgă a mântuirii mele și a mântuirii tale. Nu-i nimic mai frumos decât să știi și să-ți aduci aminte că Hristos, cu moartea pe moarte călcând, a dat la o parte zidurile celui rău. Nu-i nimic mai frumos decât să evoci în sufletul tău lucrurile astea. Sunt de acord cu tine și cu mine. Dar nu uita și n-ai să poți să uiți toată viața. A sfinți duminica este o problemă de bună voie. Asta e tot. Iar după voia lui înseamnă să sfințești sabatul. Asta e tot. Atunci ai învățat să numeri bine zilele. Asta e tot. Și s-ar putea să te simți confortabil, ca unul care zici că le numeri bine. Să nu uitați cei care țineți sabatul de bunăvoie, că a venit ziua să vă schimbați direcția. Dacă ai ști ce înseamnă viață, te-ai întoarce din drum înapoi. Pentru că a sfinți sabatul este o problemă de existența lui Dumnezeu. Primul raport care ni se dă despre Dumnezeu, El, despre sine însuși, notându-L în Scripturi, este că după ce și-a întregit pasiunea de a face tot ce există frumos și etern, El în sine și pe sine s-a odihnit. Este miracolul existenței lui Dumnezeu. Iar când spui sabat, spui nu de bunăvoia ta, în care dacă l-ai vedea pe Dumnezeu cum stă lângă tine sâmbăta, când ești aici la biserică sau acasă, și ai vedea că te vede ce faci, ți-ai scuipa sufletul afară de groază. Când spui sabat, spui Dumnezeu în sinele Său se odihnește. Asta e diferența între de bunăvoie și voia Lui. Și este unul dintre pilonii care va împărți lumea în două când va să vină Marele Împărat, Iisus Hristos, Domnul. Dragii mei frați creștini și dragii mei frați adventiști, a venit ceasul
să nu ne mai jucăm. Învață-ne, Doamne, să numărăm bine zilele, nu de bunăvoie, ci după voia Lui. Și dacă ai ști ce înseamnă viață, te întoarce din drum. Și pentru că începi să știi ce înseamnă viață, ar trebui să-ți strângi cureaua și să te întorci din drum. Pentru că noi n-avem de rezolvat probleme între noi. Între noi totul este rezolvat. Noi n-avem probleme de rezolvat între oameni. E totul rezolvat. Le-a rezolvat Satana de mult. Noi avem de rezolvat problema între noi și Dumnezeu. Și dacă eu sau tu rămân cu problema nerezolvată, mântuirea s-a dus. Și nu uita, dragul meu om, că între de bunăvoie și voia Lui există o prăpastie infinită. Și cele mai mărinimoase, cele mai eterne, dacă pot să le numesc așa, intenții de bine ale vreunui om de pe planeta Pământ, nu se ridică nici măcar la gleznele celei mai slabe sau cele mai neglijabile situații în care cineva a zis: Doamne, vreau voia Ta în trupul meu. Acest schilodit al păcatului, sau dacă vreți, acest handicapat al lumii, care zice: Doamne, vreau voia Ta în trupul meu, stă la veșnicii lumină distanță de cele mai chei de boltă inițiative de bine ale omului. Dragii mei, aceasta este diferența dintre de bunăvoie și voia Lui. Și nu uita, în seara asta va trebui să decizi. Tu zici că taci, dar tăcerea e deja o decizie. Și în încheiere m-aș întoarce la gândurile acestea frumoase ale acestei poezii. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești. Ai milă de robii Tăi. În ziua în care vei lepăda toate de bune voile, din dragoste pentru voia Lui, în ziua aceea ți se va străpunge urechea de ușori ușii și va zice: rob al Lui Hristos. Iar fie că vei crede sau nu, Iisus Hristos se va întoarce să-și ia doar pe robii Lui. Și unul dintre ei
să nu uiți, poți să fii tu. Și unul dintre cei binecuvântați de Dumnezeu, să nu uiți, poți să fii tu. Și unul dintre cei, în dreptul trupurilor cărora va dispărea forța gravitației și se vor ridica spre norul cu Hristos, o să avem o seară în care discutăm despre asta, unul dintre mulțimea aceea care se ridică spre El, poți să fii tu. Nu de bunăvoie, ci după voia Lui. Dumnezeu să-ți umple sufletul de această provocare și să te întorci în textul Scripturii afizic, împotriva oricărei legi exprimată de știința fizică, ca un vulcan care după ce a umplut totul, vine înapoi în căldura, tensiunea și puterea care clocotește în inima pământului. Așa se întorc oamenii la Dumnezeu. Nu de bunăvoie, ci după voia Lui. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Ne ridicăm și luăm aminte la o rugăciune. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, mărim și slăvim numele Tău pentru tot frumosul și toată dragostea ce ți-a arătat-o față de acest pământ. Îți mulțumim că încă o dată, pentru noi, ne-ai pus față în față voia Ta și de bună voia noastră. Îți mulțumim că ești atât de îngăduitor și așteptător cu noi și te rugăm frumos, ajută-ne în seara aceasta să decidem. Și-am vrea să decidem după voia Ta. Binecuvintează toți acești oameni care au poposit lângă Scripturile Tale. Binecuvintează-i pe cei ce în seara aceasta n-au ajuns. Și fă, Doamne, ca măreția Ta să se adune în inimile noastre și să fim oamenii care să sfințim sabatul Tău. Și umple-ne în ziua aceasta, în ziua aceasta Ta, umple-ne de cerul Tău și de prezența Ta, pentru ca, numărându-ne bine zilele fiecarei săptămâni, la capăt să te întâlnim în împărăția Ta. Lăudat și mărit să-ți fie numele Tău, Tată, al Domnului Iisus Hristos și a Sfântului Duh, în veci de veci. Amin.